Bună ziua! Suntem în mijlocul săptămânii și m-am gândit să vă dau două rețete, nu una, două rețete de paste foarte rapide, maxim 5 minute fiecare. Paste cu creveți și paste cu paluri. O să vedeți paluri, sunt scoicile acestea albe. Vă spun imediat și ingredientele. Și creveți, dacă o găsiți, numai puțin. Să câștig timp, am pus și pastele la fier. Am pus pastele la fel să câștig timp. Dacă găsiți, cel mai important lucru ar fi să găsiți, să căutați creveți sălbatici. Deci nu aceia de crescătorie, sălbatici sunt foarte buni. Deci, pentru prima rețetă, facem cea cu paluri. Avem nevoie de niște paste. Ce am eu aici, pentru că, după cum v-am spus, am intrat la o dietă cu o nutriționistă. Sunt niște paste pe bază de năut și lentile biologice, deci 23 de grame de proteină fără zahăr, sunt extraordinare. Puteți să folosiți orice pastă scurtă, zic eu. Deci aici folosim niște rotini. Aici am niște spaghete de quinoa, iar sunt extraordinar de bune, că au zero zahăr. Multe, 6 grame de proteină și 3 de fibre, deci foarte bune și astea. Astea sunt pentru creveți. Palurd, ulei de măsline, roșii, dar numai jumătate. N-am avut o conservă mai mică, deci numai jumătate de conservă de roșii tocate sau sfărmate la mână. Creveți, câte grame avem aici, să vă spun, pentru 300 de grame. Deci două porții facem. Ce vă dau aici, cantitățile sunt pentru două porții. Creveți, palurd o conservă, dar am scurs-o și am spălat-o, doar să vă arăt, am păstrat cutia. Roșii în bulion, cum v-am zis, doar jumătate din cutie am folosit. Creveții, o jumătate de ceapă, asta este pentru prima rețetă. Și mie îmi place când folosesc pește foarte mult usturoi, deci 3 căței de usturoi pentru prima, 3 pentru a doua. Am pus deja pastele la fiert, cum v-am spus și în celelalte rețete, doar apă și sare, nu trebuie ulei, deci nu folosiți, este pierdere de ulei, deci nu folosiți ulei, doar apă și sare. Acum să începem rețeta, să punem niște ulei în tigaie. Ok, deci punem ulei în tigaie, ceapă, jumătate de ceapă franțuzească sau ceapă mombă sau ceapă albă, cum aveți, și 3 căței de usturoi. Și le punem puțin la călit. Foarte puțin ulei de măsline. Uitați-vă, nu se, aproape că nici nu se vede. Deci puțin ulei de măsline. Lăsăm puțin să călească. Între timp pastele deja s-au făcut. Doar puțin, așa puțin aș vrea. Ce facem acum? Punem sucul de roșii. De roșii. Perfect. Sare și piper. Sare și piper. După cum o să vedeți și în viitoarele rețete și ce ați văzut până acum, nu folosesc multe condimente. Cred că v-am mai spus asta și vă repet. Eu nu folosesc multe condimente. Perfect. 2-3 minute lăsăm să fiarbă. Nu foarte mult. Acum punem, deci după ce am lăsat 2-3 minute, punem palurd. O să vedeți, dar cât de gustos este, cât de bun este sosul. Și acum să-i dea gust de pește, lăsăm încă 3 minute. Și pot să vă spun că sosul este gata deja, fiind conservă. Când o să găsesc proaspete, nu am găsit proaspete, dar când o să găsesc proaspete, vă promit că o să vă fac și cu proaspete, nu numai conservă. O să vedeți că este la fel de rapid și cu palurd proaspăt. Mai lăsăm încă 3 minute și revenim la montaj. Doar amestecăm pastele cu sos. Acum suntem la momentul de asamblat. Cum spuneam, pastele, uitați-vă ce... Dar să vedeți ce gust bun au. Deci nu vedeți diferența între astea și cele din grâu normal. Mie îmi plac foarte mult. Nu foarte mult, aici am fiert cam multe, dar sunt pentru 2-3 porții acolo.
punem sosul. Uitați-vă sosul ce culoare frumoasă are. Foarte frumos. Punem sosul. Și la italien ei nu folosesc parmezan atunci când folosim pește. Dar eu treșez un pic și o să pun puțin parmezan. Da? Deci aduc puțin parmezan, punem... Ok, deci punem parmezan. Și numai uitați-vă aici ce bine arată. Uitați-vă ce bine arată. Paste cu palurd. Eu zic să începem a doua rețetă. Am început a doua rețetă. Pastele fierb acolo, spaghetele cu sare. Avem un ochi aici la spaghete, un ochi pe usturoi să nu se ardă, da? Un ochi la spaghete, un ochi la usturoi. Acum, usturoi am pus. Punem creveții. Spălați bine, bine. Curățați. M-am spus, ideal ar fi să găsiți creveți sălbatici. Sunt foarte buni. Nu uităm de paste. Cum v-am zis, sunt rețete foarte rapide. În mijlocul săptămânii nu mai avem mâncare de duminică. Deci trebuie să facem ceva rapid când venim de la muncă. Și eu spun că o pastă este binevenită. M-am făcut puțin mai tare. 3 minute e gata. Puteți să puneți puțin chili dacă vreți. Puteți să puneți petonglă, puteți să puneți multe lucruri. Dar azi facem doar cu crebeți. Atât am în congelator, atât facem. Doar cu crebeți. Altă dată o să facem cu fructe de mare. Și facem un orez cu fructe de mare data viitoare. Un orez sălbatic. Întoarcem creveții pe partea cealaltă. Aceștia de Argentina sunt ei deja roșiatici, deci nu sunt gri cum sunt ceilalți normali. Să fac roșii acum, înseamnă că-s gata. Ei sunt mai rozalii așa, ăștia din Argentina. Maxim un minut. Un minut, ne vedem la asamblat. Mulțumesc. Ok, creveții sunt gata. După cum vedeți aici, dacă băiatul vine să mă ajute să focalizăm aici, creveții sunt perfecți. Adăugăm pastele peste creveți. Ok. Eu aș mai pune foarte puțin piper. Și mai piperat. Dacă nu sunteți la dietă ca mine, puteți să puneți un pic de unt sau puțin mai mult ulei. Dar pentru mine e suficient. Ce este aici este suficient. Deci nu trebuie foarte mult. Creveții. Puteți pune puțin pătrunjel. Sunt mai multe feluri de le aranja. Îl punem deoparte. Și cum vă spun, eu trișez puțin și o să pun și puțin parmezan, că nu mă pot abține. Grana Padano și Parmigiano Reggiano împreună sunt delicioase. Ia uitați-vă ce repede. În 10 minute am făcut două feluri de paste. Puteți să faceți pentru 4 persoane. În 10 minute, două feluri de paste. Palurd și creveți. Eu vă zic o seară bună și când sunteți în pană de idei, uitați-vă pe site, pe YouTube și luați de acolo 2-3 rețete ușor de făcut și foarte rapizi. De ce nu? Bye!